Bună, dragilor! Este ora 12, nu am reușit să filmez deloc, deoarece astăzi am avut zi de curățenie și am făcut curățenie generală și m-a ajutat și soțul meu și sunt așa de bucuroasă. Și acum la amiază am făcut niște pulpițe la cuptor și cu cartofiori. Suntem doar noi trei acasă, deoarece Selena a plecat la verișoara ei să doarmă acolo. Și ne punem să mâncăm, după care merg până la poștă, că am de ridicat un colet. Și apoi vin să-l culc pe Marc. O ducem și pe Mini la plimbare cu ocazia asta. Așa e, Mărcuț? Ce faci, bebițu? Ce faci, bebițu? Hai, mănâncă și cartofiori cu cărniță. Da, tu te bucuri că pap castraveți. Mergem astăzi să luăm castraveți iară, da? Da, castraveți. Da, mergem la Lidl să luăm astăzi vreo 3-4 borcane. Așa-i? Da? Nu, altfel îl vedem la Selgros. Da, erau de la Defne. Bun, rău, de toți erau. Afară a anunțat 8 grade, e destul de rece, m-aș vrea să fie mai cald. Soare cu dinți. Da, ce face cocoroza? Da, ce face, Mărcuț? Vrei căpșun, Bogdi? Am spălat mai multe, numai că să văd dacă e să nu-și bată mare joc de ele, că dacă le aduc pe toate. Am luat și eu una, dar să știi că așa gust nu prea are, față de alte căpșuni care a data trecută erau mai bune. Altul, doi, altul. Băi, dar ce acră e asta care am luat acum? Zici că e... Nu-i voie tu. Zici că mănânc căpșun după spăla pe dinți, ceva de genul, cu mentol. E ciudat. Nu sunt așa de bune. Sunt curioasă astea de la Lidl. Astea sunt luate de tata din piață. Ce se întâmplă la nivel național? La nivel internațional avem două tipuri de... Marc! Frumusețea mea! Mergem să facem baie și să te tund? Adică să te tund să facem baie? Mergem să te tund? Da. Facem așa cu mașina. Ioi. Bun, bun. Ce faci, te joci? Ioi. Bună, dragilor, eu tocmai am pus să fac niște legume congelate din acelea de la Lidl cu unt. No, ne plac foarte mult, dar nu fac foarte multe, fac doar dintr-o cutiuță, deoarece nu ne este atât de foame și noi nu mâncăm de obicei foarte mult la o masă. Și aici mai am și două bucăți de ceafă, o fac pe grătar, miroase super fain. Vreau să mă apuc să-mi șterg geamurile împreună cu soțul meu, să mă ajute și el, că s-au murdărit destul de tare. Selena va rămâne și astăzi la verișoara ei, nu va veni acasă, de asta fac și așa de puțină mâncare, deoarece sunt doar eu cu Marc și cu soțul meu. Aici a fost soțul meu și a tocat de la magazin niște pulpă de porc. Să fac lasagna și chifteluțe, dar bineînțeles, cred că lasagna de seară,
și chifteluțe. Mâine mă gândesc cu un pireu, ceva așa am în plan. Și o să iau să bag în punguță, mă gândesc la congelator, cele pentru chifteluțe, nici nu știu ce să fac. Nu mai știu ce vreau să vă zic. Vreau să vă zic în legătură cu rola asta de bucătărie care am cumpărat-o de la Pepco. E super faină. Deci vreau să zic că are un fel de silicon, nu știu să zic exact, care ia foarte bine scamele și în momentul în care s-au umplut de scame, te duci, o clătești cu apă caldă, s-a curățat tot, după care poți să te duci să dai din nou pe covor sau pe haine. Curăță foarte bine, ia foarte mult și e faină că e reutilizabilă. Am dat o play pe ea și nu știu cât timp va ține, chiar sunt curioasă, având în vedere că eu dau în fiecare zi de vreo 2-3 ori pe zi toate covoarele care le am. Dar și dacă nu o să țină foarte mult, merită, având în vedere decât să cumperi tot așa. Astea sunt 5 lei 3 și vreau să zic că pe un covor folosesc în jur de 3 hârtii, doar pe un covor. Deci aproape rola pe zi. Așa. Selena are și niște teme de la școală. Am mai avut 5 pagini mari de A4 care le-am terminat. Și aici mai are de făcut temele sia. Să scrie șirul numerelor de la 0 la 20 și descrescător. Să scrie șirul numerelor pare din 2 în 2, crescător și descrescător. Și să compare perechile de numere folosind semnele, care e mai mare, mai mic și egal. Având în vedere că astăzi rămâne la verișoara ei, nu va face teme, mâine va veni acasă și va face teme, mâine este și ziua ei. Așa, băieții mei puturoși stau în pat. Așa e, Marc? Puturoși? Băi puturoși. Ți-am zis să iei telefonul să-l lasă să se mai joace. Lui Marc i-am tăiat niște kiwi, văd că a mâncat puțin și restul l-a lăsat aici. Simți ce fain miroase grătarul? Ai, nu! Afară este o vreme frumoasă, doar că la umbră e rece și la soare e mai călduț. Ceasul e 12 ceva, nu am reușit să ieșim afară astăzi, dar îl culc pe Marc imediat. Sigur, se va trezi la maxim ora 3 și vom ieși și noi un pic afară pe aici, pe lângă casă, să ia aer. Ia să mergem să vedem ce face mâncărica. Legumele astea de la Lidl îmi plac foarte mult, sunt foarte bune. Gata, am făcut papa. Am luat și am tăiat cărnița, bucățele, acum aștept să vină și ei la masă. M-am apucat și mi-am șters geamurile. Mi-am pus scaunul cu mănușă, mie nu-mi place să șterg geamurile decât cu mănușă și baia, tot, când fac în general curățenie cu lucruri de astea mai murdare, pun mănușă. Nu neapărat că mi-a stricat unghiile, dar așa îmi place mie. Mai am de făcut geamurile astea două, partea asta. Și vreau un pic pe sus plafonul ăla să-l șterg și pe ăla. Bună, Marc! Uite ce-ți dau! Uite, bere! Bere! Uau! Ți-am zis că-ți dau bere. Mi-am pus și eu să beau niște bere din asta și Marc nu vrea să vină la masă și i-am zis că-i dau bere și a venit. Lasă-l jos ăla. Lasă-l jos, hai. Bine, ce-ai? M-am apucat să fac o lasagna. Ce faci, Marc? Papa, face mama papa acum, da? Am luat soțul meu carne și am pus carnea cu ulei de măsline, usturoi granulat, sare și boia dulce. O voi lăsa să se călească, după care o pun să fiarbă cu apă și cu suc de roșii. Trebuie să fac și beșamelul. Și am pornit și cuptorul. Marc e și el pe aici. Apoi și-am cumpărat o măsuță de la Brico Depot. Ce-i, mama? Ei, Cici. Motor, da?
Stai cu mințel. Nu mai trage, te rog. Am băgat lasagna la cuptor. Aștept să mâncăm. Trebuie să fac baie pe cap, să-l tun pe soțul meu. Am vrut inițial să-l tun și pe Marca seară, dar nu a vrut. Așa ai, Mărcuț? Da? Bagă chips. A găsit punga cu chipsuri în sertar și le-am luat și le-am pus aici sus. Să iau să văd, să le ascund, să nu le mai vadă. Și a început să plângă și să facă crize, să se enerveze că el vrea chips. Și am pus vreo 3 chipsuri în castronel acolo. Să nu aibă pretenții la mai multe și să-i tacă gura că plângea pe aici de numai. Ce faci, băi? Te uiți la TV? Am închis. Și ne-am cumpărat o măsuță pentru balcon. Hai mă, focalizează. Vrem să ne mai luăm 2 scaune, tot aceeași culoare și făcute dintr-un material, nu știu ce material, e asemănător așa, împletit, foarte faine sunt. Deocamdată am luat doar măsuța, am vrut să vedem dacă se potrivește cu scaunele noastre roșii și nu se potrivește, nu-mi place deloc. Și acum să vedem zilele astea, să mergem să luăm scaunelele alea, sunt așa, stil fotoli, foarte faine. Să punem unul acolo și unul acolo și să ne bem cafeluța, așa ne place nouă și mie și soțului meu aici, să vedem, să privim afară cerul, cel puțin dacă e senin. Așa, s-a făcut și întuneric, e 8:20 ceasul, a trecut încă o zi, ori dacă nu masa asta, o vom muta aici și cu cele 2 scaune și masa asta de aici va pleca în balcon, că am probat asta și mi-a plăcut cum vine, ca să putem să servim și micul dejun acolo lângă geam și e mult mai luminat. Noi în bucătărie, de exemplu, dacă vrem să mâncăm în timpul zilei, câteodată e necesar, de cele mai multe ori e necesar să aprindem becul, altfel e întuneric. Așa acolo am avea lumină. Trebuie să merg să fac baie pe cap. Cred că am să mă duc acum să fac baie pe cap și eu. Și lasagna se face numai bine la cuptor. Cred că am să-i dau temperatura mai mică, că începe să se rumenească. O las la 180. De grade, ia să stau și un pic jos, că am obosit. Mă supără o măsea, mă supără din nou o măsea. Și trebuie să-mi fac programare să merg să o fac. Noroc că am radiografia la toată dantura. Și să vedem ce zice domnul doctor în legătură cu măseaua asta, dacă se poate scoate. Ea este deja rupt, s-a rupt deja din măsea. Și să vedem să o scot zilele astea sau nu știu când, pentru că începe să mă supere tot mai tare. Nu am luat deocamdată nicio pastilă sau ceva, pentru că nu vreau să-mi învăț corpul cu medicamente. Și acum, na, o vedea ce va fi și când voi face programare să merg. Acum cu virusul ăsta nici nu mai știi ce să mai faci. Să mai mergi, să nu mai mergi, ți-e frică că la doctor, la dentiști, o fi fost altul înaintea ta care are așa ceva, nu știi cum să te mai ferești. Oricum, o să încerc un timp cu medicamente, bineînțeles când mă doare. De exemplu, aseară m-a durut, pe timpul zilei azi m-a durut, acum mă doare. Nu este o durere insuportabilă, dar, de exemplu, dacă respir afară la aer rece și trag aerul, inspir, mă doare. Dacă dau rece, cald, mă doare. Și acum văd că mă doare și mă enervează. Mini! Vino coa! Lasă băiatul în pace! Pare rău că nu am la scaunele acum la măsuța asta. Chiar îmi pare rău. Cum e vorba aia. Țara arde și baba se piaptă. În lumea asta sunt probleme mari și Ioana și masă. În loc să gândească să păstreze bani la necaz. Și am masă, dar mi-am dorit și eu o masă, ce să fac, nu-i de criticat, nu-i de criticat așa ceva.
Oricum, în mare parte stocul mi l-am făcut pentru mâncare, deci mi-am făcut stocul. Am din toate. Așa mai cumpărăm pâine, dar în rest făină, ulei și toate cele chiar am. La congelator am carne o grămadă. Idei să vină, să vină ideile să facem mâncare. Și având în vedere că în seara asta fac lasagna, nu mai fac mâine chifteluțe. Vreau să fac chifteluțe în aceea zi. Astăzi la amiază vreau să fac lasagna și pe seară chifteluțe cu sos. După aia am zis, lasă că fac ceafă de porc cu legume și nu mai fac decât lasagna. Și am zis că fac lasagna azi și mâine chifteluțe, dar deja nu mai merge atâta tocătură din asta. Având în vedere că mâncăm în seara asta lasagna, mâine mă gândesc la alt fel de mâncare. Nu știu încă, nu m-am hotărât. Dar în niciun caz la chifteluțe cu sos și cu pireu. Am o lene să fac baie pe cap. Știți că eu, adică mulți dintre voi poate știți, unii nu știți, eu fac baie pe părți. Prima oară pe cap și pe corp. Am făcut astăzi în timpul zilei. Nu-mi place să fac baie deodată, deoarece nu necesită nici timp. Acum hai să zicem că aș putea să fac, deoarece e soțul meu acasă, până îți faci baie, până îți pui masca pe păr, până te speli, vine mar, trage de perdea, nu poți să te speli, nu poți să te clătești, plânge că vrea la tine. Așa, numai bine îmi fac duș de la gât în jos, după care fac baie pe cap, stau cu masca cât vreau pe păr, pot stau și jumătate de oră și după care s-o clătesc, cu toate că nu stau, stau în jurul la câteva minute așa cu ea, după care o clătesc. Bună, Mar, ce faci? Ce hoție, merge să mai scoată. Da, da, s-o crezi tu. S-o crezi tu. Nu mai e nimica. Le-a papa mini. Uite, face mama papa în cuptor. Vezi? Ei, topi-top, acum ai găsit altceva acolo. Să nu mai cer, că nu-ți dau. Poți să plângi până nu mai poți. A găsit altceva în sertar. Tot am mai luat din dulciuri. Și acum, cum a fost ziua Selenei, am mai cumpărat ronțăiel și am mai primit și ea niște ciocolățele și uite, a găsit un topi-top. Dar eu nu îl dau. El crede că îl dau, dar nu. Nu. Ia zi, bună. Cum zice băiatul? Ceau-o. Ei, nu, nu, ai zi, ceau-o. Ia zi, mamaie. Fă-i cu mâna lui mamaie. Nu, nu-ți dau topi-top. Uite-o și pe mini. Fă-i cu mâna lui mamaie. A plecat că se dea soțul meu. Selena seara asta rămâne la verișoara ei. Mâine mergem să o aducem acasă. Mâine este ziua ei, împlinește 7 anișori. La 11 și un sfert s-a născut maimuțica. Acum 7 ani, ce-a trecut timpul, nu vine să cred. Am născut-o la 23 de ani și deja împlinesc și eu în curând 30. A trecut timpul foarte repede. Parcă acum mi-aduc aminte că eram în copilărie, eram la mama, eram în liceu, eram în generală și a trecut timpul foarte repede. Nu vine să cred că am fetiță de 7 ani și băiat face și el în septembrie 3 ani. Mă bucur enorm de mult că i-am făcut la o vârstă destul de repede. Cu Selena Roa sunt însărcinată la 22 și cu Marc la 27, 26 spre sfârșit, la 27 de ani l-am născut. Mă bucur, suntem niște părinți tineri și suntem bucuroși, fericiți. Nu mi-ar fi plăcut să fac copii după vârsta de 30-35 de ani. Nu judec pe nimeni, sunt persoane care își ia deciziile după cum vor ei, dar eu mă bucur că am luat decizia asta. Deci, la noi nu a fost că a venit Selena sau Marc, că s-a întâmplat. La noi a fost că ne-am dorit și ne-am propus să vorbim cu Barza, să vină Barza. Deci nu a fost că... Ia să vedem dacă facem ce facem în care asta. Începe să se rumenească și am stat la vorbă cu voi și n-am mai reușit să mă duc să mă spăl pe cap. Elena, dar o să mă duc, mă bag repede, țac, 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 mă spăl, mă clătesc, țac, țac, țac și gata. Oleu, mi-am ținut husa asta pe mână, că dacă îmi pun husa asta, dacă vedeți, are niște găurele aici. Măi, da, topi-top! De
ce? Până iese de soare. Nu! Nu, vai! Oh, God! Și găurelele astea care sunt de la husă îmi ia din claritatea camerei. Deci se vede cum ar veni în ceață. Probabil trebuiau făcute mai mari ca să poată să prindă camera ca lumea în toate părțile. Și i-am dat drumul din greșeală și pac, s-a dus peste cameră. Noi ne-am băgat în pat și am să închei vlogul aici. V-am pupat cu mare drag, pa, pa!